Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod, bă, nici măcar nu m-am gândit să filmez episodul ăsta, pur și simplu mi-am pornit filmarea și am vrut să omor pe niște copii aici nevinovați de-a dreptul. Și pe care o să-i și omor, mi-am luat direct elicopterul, acum e acum, dar cum? Vreau să văd dacă iese ceva, dacă nu iese o să șterg filmarea, dacă iese, că sunt cam puțin player, de pe server, player pe server. Dacă iese ceva o să o pun și bine va fi. Bun, acum trebuie să văd cum dracu aterizez pe... Clădirea aia unde si ei. Noi măcar nu știu cum o și... A, uite, aici si ei. O să le fac de... Așa, o să mă duc aici sus. Și să trag după ei, o să-i vânez de dreptul. Așa, perfect. Toți sunt cu unul drept. Asta nu pot, că e mai încolo. Unu. Tipul ăla vorbește la telefon să mor tu. O, e unul aici. Nu e ok ce se petrece, trebuie să fofilez, așa. Poate să vină la mine. Cine știe? Nu cred că vine la mine. Dar-s doi, mă! Nu! Și ce-am făcut cu elicopterul, mă, ce prostie. Și acum cum mai duc la ei, mă? No, cred că asta o și fost. E greu să mergi cu doi. Să te bați cu doi, de fapt, ce naibă. Așa... Să vedem dacă... Dar nu știu dacă mai pot să spawnez un elicopter. Ah, nu. Slash... Huvs, Marveric, Marveric, Marveric... Unde ești tu, Marvericule? Fenos, Polis, Forescal, Enforcer, ăsta e elicopterul. Rangerul tău a fost... Ce căcat, eu am vrut să spunez altceva. Nu Enforcer. Uite, Polis, Marveric, unul singur. Na, bine, și cam atât a fost cu tipii ăștia. Băieții răi, o să-mi iau un râgău. Și am încălecat pe un râgă, dar nu e a meu și nu e a nimănui, aparent. În orice caz. O să spawnăm unul, bineînțeles, că-s doi din trei, trei dintre acum. Perfect, it's perfect. Și îți tot răcit, da. Nici nu știu când o să public videoclipul ăsta. Mă! Da. Da, mă. Care-i treaba, omule? Am văzut în videoclipul trecut, să tot auzea un fel de zgomot. Eu mă, cred că vecinul bătea șnițele sau ceva. Habar n-am ce s-a întâmplat. Și-o zgomotul pe fundal acolo, creepy. Zici că eram ștrangulat. Hai că mă mai duc până la ăștia, poate, poate unul acolo și continuă să își facă de cap. Să-și facă de picior. Uite-l și pe colaps ăsta. Am vorbit cu el câteva, pot să mă ajuți? Nu prea, cred. Nu știu dacă e voie să mă ajuți, dragul meu. Bun, a ce-o polițist? Ia mă, skin nou de polițist sau e admin? O fă prea grandă pe acolo, poate pe ales pe cineva. Nu știu cum au reușit ăștia să urce acolo, eu am urcat cu elicopterul, dar nu a fost o idee prea bună să mor. E nu că a fost ideea mea, dar... Totuși. Ce faci, măi, puș lama, dar văd că nu pot să trag până acolo, e foarte frustrant. Ia, au venit acum elicopter militar, mă! Hai de capul meu, tăți s-au mobilizat, mă, dar cred că știu ce o să fac, mă, o să fiu un geniu. O să împing mașina asta. Vreau să împing de fraierul ăsta care stă pe ea. Na, dar... O fugit. Ia, mă, am un jandar la mine, mașină. Bun. Apasă H. Sper că ți-ai pus arma, mașină. Dacă nu ți-ai pus arma, mașină, ești... Ești de tot restul, domnule. Să vezi că nu și-a pus arma în mână. În mașină am zis. În mână vreau să zic. Salut și ție. Nu pot acum, vede, după cum... Așa, bun. Dai, 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 dai. Arată-i tu cine-i șeful. Am văzut că e pe ceva motor. Nu mă un pic la roată, bă, să-i dai, mă. Știi ce fain? Faci o mică morții tăi să-ți... Retrag ce-am spus. Sorb înapoi. Nu dau eject nimănui. Toți uiți, prieteni. Dar cum o și ajuns, mă? Make sense now. You stupid bitch. Să nu zici care e elicopter. Oricum, ăsta e energiul meu. Nu vreau o companie pe G. M-am zis că nu vreau companie pe G. O să fac ce-o făcut ăla, bă. Văd că tipul ăla știe ceva. Nice, nice. Very nice. Îl filmez, dragul meu, dar nu pot. Tiger. Tiger te cheamă așa. Ție numele. Vai, dacă... Cum vin toți după mine, măi, dar... Ce aveți? Și așa și... Acum... Pac! Și aproape. Bun. O să mai încerc o dată.
Ha, cum mi-a arătat el calea fără să vrea, săracu, bă. Dar sper să nu-l omoare ăștia, vreau să fiu eu cel care-l omoară, că din cauza lui a murit prima oară. Curbă! Acrobații cu nrg, așa o să se numească videoclipul. Sau nu, nu, că e plictisitor. O să găsiți ceva mai vrednic. O, tot da jos și merge la rent car. Nu, pe tura mea, fraiere! Hai, pornești, mergi. Puterea din râgul de poliție este nemaipomenită. Nu, acum am folosit un copil pe gă. Dar atâta poliția oricum e după el, săracu. Nu știu ce-o făcut să aibă not drept, oante 6, deși are skin de noob. Credeam că e cel mult level 2. Dar nu e nicio problemă. O să-l prindem noi. Îl prindem și îl... Mă, da, ăsta știu o grămadă de modalități, mă, prin care să urce acolo. Mă, e un geniu al urcușurilor. Ce pui mei, vorbesc aici, mă. Și bolnav. O să mai încerc o dată. Ultima. Ultima oară. Dar dacă cumva reușesc să urc, rămân acolo, că tipul ăla se întoarce din câte am văzut. Poc! Ați văzut cum eu spart rota în aer, bă. Na, bun. Dar uite cum, ce damage are și fraierul ălalt. Handicapat. Mai am așa, păi, să nu-l luăm. Cupi, mă. Jucătorul nu este online. Cum e online? Ah, stai, cu 2 de C. Futu-i mama, mă, zic, era un cuptil acolo, mă. Fuuu, no, dar episoadele astea devin din ce în ce cred că mai enervante pentru voi. Voi nu priviți mare brânză decât eu care mă enervez și trag în niște copii ciudați și în jur, involuntar, bineînțeles, jurăturile nu din vocabularul meu zilnic. Eu sunt un sfânt. Dar, diavolul mă posedă. Asta e singura explicație. Nu, mă, cum era tu să nu, mă, cum era tu să te izbești și tu. Cum era tu să te izbești și tu sunt un geniu. Oh, nu, mă. Ăsta a sfârșit izbit de mine. Un, ok, o să rămâi... Era să cedezi în fața diavolului. Cred că ăsta vrea să cedezi în fața diavolului și să-l scap de durerile sufletești, adică trupești, adică roată. Știu că roata e un semn al păcatului, deci dacă îl scap de roată, practic îi fac un bine, știi? Și el trebuie să știe bun. Tipul ăsta fac coborât. Oh! Nu, mă, ce e asta, frate? Cupi, ce ai făcut Cupi? Nu știu care a fost prietenul tău care a tras să mie, dar să-l mănânce viermi și pe el în mormânt. Cum am dat eu în spatele lui Cupi și nimic nu s-a întâmplat, pentru că serverul ăsta e de minune optimizat. Fac o grămadă de update-uri inutile și când trebuie să facă ceva ca lumea, mai bine nu fac. Păi ce pui mei? Chestia asta cred că e de pe vremea lui Ștefan cel Mare, tot așa. Ha, ați văzut cum i-am părit roata. Dar nu mă alături, trag. Să nu mă îndepărtez prea tare, că n-ai bine, nu mi s-a... Na, uitați, mă, copilul ăla invincibil. Vedeți? Server bun, mă, server fain. Totul e bine când serverul e... Bine. Totul e bine pentru copil. Probabil săracul nu înțelege de ce dracu nu merge la pușcărie, are 9 vieți. De 2 ori, mă, frate. De... Lua-ți joc, e mine. Aleluia! Popa din Coruia. Hai să văd că ce era un tip cu wanted. Hai să mă duc să... Așa. Ce ai de are? 10... 40. Credeam că o dată de șchiu. Te predai, dragule. Hai pe nărgă. Hai pe nărgă. Și ăsta e fagot de prietenul solo care nu i-am putut da wanted. Tu-i mama. Măsi. Nu e nicio problemă. Asta... Uai, de capul meu. Dar mai multă activitate acum decât seara, mă. Ce se petrece, mă? Și numai unul. Și, de fapt, stai că e sâmbătă, da, mă, acum mă întrebam de ce plozii nu sunt la școală. Dar știu, sunt plot și eu mă duc la școală, uitați-l. ID 52, criminal. Filmez, da, filmez, cum să nu filmez? Da. De 3 ori am încercat să zic. De fapt, de 2 ori am încercat și a 3 ori nu mi-a ieșit. Sau se pune și a 3-a ca încercare. Ia le mă pe ăsta, mă zici că e la nuntă ce-ți cânte îi lasă după roata lui. Îmi place. Am 124 de kilometri. Vai, și sunt sunat. Așteptați-o secundiță. Bine, mă, și nu mai sunt sunat, gata. O să pot să-l arestez liniștit pe acest infractor. Tiger. Probabil vă întrebați ce fac în LV. Ei bine, m-am dus după un suspect și am rămas aici. Mi-am mutat locul de baștira. Salut, YouTube. Și YouTube-ul te salută pe tine. Hai să-l arestez.
Salut, Maceo, ce faci? Sunt mare fan. Mersi. Îmi place scrisul tău roșu. Într-o vreme știam și eu cum să scriu cu culori. Dar oricum nu prea mă interesa. Numai mi-a spus cineva, așa, involuntar. O... Maceo, ofițer. Cu siguranță, dar ofițer sunt. Hai să vedem. Sunt sergent. Sergent, cum să nu fie, uitați, rang 3, nu? Filmez, da, filmez, cum să nu filmez dacă filmez? Am filmat 10 minute, acum o să mai filmez 8 și gata și cu episodul, mă. Episodul trecut am făcut o mică eroare la el, mă. În loc să-l randez, nu știu, cu setările de randat pe care le folosesc eu de obicei, l-am randat cu setările... L-am randat cu setările standard. 720, nu! Măi, ce ai făcut, măi? 5, 3, 6, mă. Ai avut armă la tine, nu o să-ți mai fie bine. Sau nu o să mai ai la tine nicio armă. Ia-le pe ăla din caleașcă, trage, bă. Îmi place, mă, sau nu trage, stătea în remorca aia ca porcul. Știți că aia e mașină de transporta porci, dacă nu. Știți, pe la mine, pe la țară, acolo mai mergeau ăștia cu porcii. În lăduță. Erau foarte fericiți porcii, guiți sau de numa. La o frână așa, fain, intrau toți în mașină. Ah, da, nu se mai întâmplă. Știi cum e, și porcul simte frână. Nici măcar nu știu ce am vrut să spun prin chestia asta. Dar să lăsăm la o parte porcul, ne apropiem cotropitor de săracul ăsta băiat care merge și pe... Oh, dar merge pe contrasens. Păi o să iau carnetul, mă, dar cum? O să-l trag pe dreapta. Ia la-i, mă, ce scheme face băiatul, mă. Doamne. Dar și gay-ul ăsta, nu știu ce... A, nu-i gay, ăsta e un fan. Nu știu ce dracu vrea și de ce mă șantajează emoțional și nu mă lasă în pace. Că tu te-ai, mă, la mătan! Nu știu cum să zic pe termen medical. Dar îl trimiteam eu undeva. Doamne, mă, cum să nimeresc stâlpul ăla? Dar bun, hai că n-avem timp să tragem în el. Mă întorc eu la tine, stâlpule. O să-ți penetrez originea. Dar până atunci o să-l arestem pe căcatul ăla. Mi-am dat un sâmă. Cum să-i dau un sigur mâsă și lălâul ăla să mă acroșeze? Dar oricum nu prea putem face mare brânză. Dar oricum, nu, totuși. Nu! Nu-i bai! M-am învârtit de 7 ori și n-am pățit nimic. Și când m-a atins un pic tipul ăla, ăla din Sounder Pimps sau dacă așa se numește mafia aia, direct m-a atins un pic, am tăpicat de pe motor. Bine, asta nu, astea nu sunt probleme de la server, astea sunt probleme de la joc, da? Chestia cu Antidu, să-l omorâm pe tipul ăla de 2 ori, mă, și să n-aibă nici pe dracu, să-l dea tot acasă și el încă să mai zbată, mă. Dar ce e ăla, mă, pește? Vai. Ce o să pic eu pe aici? Aici e ceva apă, așa e? Sper să nu, dar cred că da. Vai! De la distanță ziceai că e un fel de pantă. Uitați cum arată. Nu arată ca și o stângă. Mă rog. Dacă o să ziceți, dacă vrei să-ți arate mai bine, puneți moduri și texturi și chestii. Nu, sunt pe moduri. Uai, nu, pierd controlul nărăgăului. Controlul nărăgăului este un lucru important. Trebuie să-l ții mereu. Să-l ții mereu, controlul. Du-te, mă, eu sunt prost, mă, nici măcar nu are sens ce zic. Mă grăbesc prea mult la... Bă, dar ăsta deja e în LV, bă. Nu e bai, l-ați văzut cu toții cum a traversat contrasensul și cum a tras în copii. Om rău. Nu e bai. O să iau carnetul pentru asta. Nu slăși, hai de să văd. Cracker, lălău. Vai de mine, păi are numai nivel 6, mă, la limită, mă. Bă, lălău, ești, mă. Dar nu-i băieți, iau oricum arma și probabil tu nu o să tragi pe dreapta. O să te crezi prea șmecher cu nârgul ăla, o să-ți dau anteceasă și o să te... Ucid. Asta iar o mers acolo lângă Sphinx, mă. Iar vrei să faci deadmatch cu prietenul tău autist, care deja a fost băgat la pușcărie cu anteceasă, n-o drept. Împușcat de 3 ori. Crezi că ești la fel de norocos, mă? De fapt, s-ar putea să fii. Da, mă. În video preci... Futu-s, morții! Mă, dar care dracu n-are ce face cu viața? Georgica sau cine dracu ești? Tu, n-am văzut parapetul ăla. Tot întoarce. Dacă ați văzut ultimul videoclip, era cu un tip care a fugit de mine cu mașina și l-am omorât. Futu-s! Dumnezei și Paștele. Cine te-a făcut de copil prost? Și tăți, mă, dar nu înțeleg. Asta e vânătoare de motocicliști, mă. Amă pe dreapta, mă. Amă pe dreapta, mă. Eu nu zic de două ori.
Să vedem dacă se panichează, dacă zic că o mers pe contrasens. Am o dată, mă. 5-3-6. Neconformare. Ordin, man. Hai să te văd acum, fraiere. Hai să te văd acum. Ia Wanted 6. Ia chiar te rog să iau Wanted 6. Mai tragi tu mine, mă. Eu sunt putere aici. Na bine, n-ai tentativă de a te preda. Hopa, hopa, hopa. Ce-o mai zis și popa. Ai murit. Să mai vedem ce se petrece prin jurul meu. Să stau cu radar un LV, mă, dar cu siguranță nu o să am nicio șansă. O să stau pe autostradă. Știți că pe autostradă limita parcă e 160 și... De fapt, nu, că trebuie să depășească dreacul cu 210 ca să pot să iau carnetul. Scopul meu e să iau carnetul, nu să fac puncte de raport. Căci punctele deja le am. Vine să credeți, mă. Am punctele de raport. Toate, adică... Ce, mama? Iar am fost una, bă. Ghiduțul ăsta problematic e el. Ia-la. Nu, mă, trebuia să merg pe contrasens, mă, te-o încurcat ăla, mă. Care mergea regulamentar, mă. Bosulică, nu vrei să treci tu linia, mă. Ia-la-i. Îl vedeți pe ăla cum a urcat acolo sus. Deci am așa o presimțire că o să meargă pe contrasens el așa un pic. Nu, mă, nu a urcat pe contrasens. Ce prostie. Și ați văzut pe ăla care tocmai a dat... Ce mașină ai, mă? Infernus, mă? Infernus ai tu. Te-am văzut că ai dat pe contrasens în săracul ăsta, mă? Nevinovatul, mă. Nu, dracu știe care a fost. Eu nu mai țin minte. Nu, mă rog. Cred că ăsta cu Infernusul. Ce? Ce-o făcut, mă? O să stau un pic. Încă vreo 2 minute aici să stau. Chestia asta. Poate cineva merge pe contrasens, n-ai să-l pot penaliza și eu. Mai Bobo sau cum tarcul se cheamă, Boss 29, nu fi la leu că ți-a carnet. Nu un pic de viață, dacă o să pe motorul o să mor și asta va fi și videoclipul. Însă... Da, o să public pe eu și ceva, am tras în la de numă. Distractiv, poate o să iau și un carnet acum în final. Să sperăm că o să iau un carnet. O să mă duc un pic mai sus, poate cineva vine pe contrasens ca un... Bun samaritian și îmi face ziua mai bună. Tipii ăștia doi se bat sau ce dracu fac, nu știu ce fac, în orice caz. Îs parțial pe contrasens, dar nu pot să... Oh, și uite cum a venit ID36. Ochi de șoim, mi se spune. L-am tibuit pe ăsta, nu? Lasă că îl prind eu. Îl prind eu și după aia sunt pe căduț liniștit și închei filmarea. Pentru că am nărăgă și îmi permit. Numai o singură căzătură și mi-am rupt gâtul. Cam asta o să fie dacă mi-am rupt gâtul. O alegere bună. Să te oprești. Mă, da, copiii ăștia sunt proști, frate, sunt proști, bătuți în cap. Eu nu înțeleg ce e cu ei. Ai mers pe contrasens. 96. Nu măcar nu știu dacă ăsta-i ID-ul. Mama mătii de copil prost. 36. Confiscate, confiscate. Ce pula mea, nu mers din prima. Vai ce nervos. Te-au omorât cu pumnul, frate, să-i dau. Oare chiar o dată în mine, mă? Asta e su. Versul a. Q. SW, omorâre, polițist, Wanted 5, să-ți fie de bine, să te duci spre Caracas să te duci, da? Asta e. Dai tu cu pumnul în mine, mă. Și îi dădeam amendă, mă. Păcat, mă, păcat, mă, mare păcat. Bă, am luat un carnet, a fost foarte bine în ziua de azi, a fost o zi prosperă, bă. Am omorât un copil care nu avea drept de 3 ori, se pune ca 3 nodrepti. Am luat un carnet și cred că am mai omorât pe cineva pe acolo și am mai arestat și chestii. No, bine, mă, mersi că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like și ne vedem data viitoare, care sper să vină când... Tocheduț. Salut!